Învinsă categoric pe terenul campioanei antitră Steaua București, Știința Municipal Dedeman revine în fața propriilor suporteri. La precedentul joc susținut acasă, studenții au reușit să obțină prima și singura victorie din acest retur. După ce au învins Timișoara, handbaliștii băcăuani întâlnesc și de această dată un adversar din partea a doua a clasamentului și nu își pot propune decât victoria. Ne așteaptă un meci dificil, pentru că venim după o perioadă destul de neagră, care noi nu am mai avut-o până acum. Sperăm să reușim să învingem, deși moralul nostru nu este cel mai bun. Noi ne-am pregătit pentru victorie și sperăm să mulțumim publicul și să începem de mâine o serie nouă de victorii. Pentru a rămâne pe un loc de cupă europeană, Știința Municipal Dedeman nu-și mai poate permite să facă pași greșiți pe teren propriu. Sper să fim capacitați la 100% din potențial pentru a putea obține victorii. Pentru noi meciurile de acasă sunt capitale, ne-au rămas ca meciuri capitale pentru a încerca să obținem, să reușim să ne îndeplinim obiectivul și nu așteptăm decât victoria. Meciul dintre Știința Municipal Dedeman și CSM Medgidia se va desfășura miercuri la Sala Sporturilor cu începere de la ora 17:00.